Salutare și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal minunat de gaming. Astăzi vom încerca să jucăm Call of Duty și vom juca pe Battle Royale. Hai să-i dăm și start. Îmi place mai mult acest joc față de Brawl Stars pentru că, nu știu, pur și simplu îmi place. M-am cam atașat de el, joc destul de mult și hai să încercăm și noi să vedem cum se obține locul întâi, sau cel puțin așa cred. Bine că problema este că nu prea găsim cu cine să jucăm, deci cred că am să dau eu pe solo, deși e mult mai greu așa. Pare că am intrat în meci, 99 din 100, o să ne alegem clasa. Eu de regulă joc cu mecanic, îmi place mai mult drona asta așa frumoasă, că mă avertizează unde am oponentul și pacă la atac. Să ne uităm pe mapă. Din perspectiva mea este mult mai greu să joci la solo față de duo. La duo mi se pare un pic mai bine pentru că trag doi deodată și ai mai multe șanse, dar na. Nu aș vrea să mă arunc în cercul ăsta de aici din centru pentru că toată lumea se aruncă acolo și e destul de riscant. Mie îmi place să mă duc în doc și cred că am să mă duc acum acolo. Ia să vedem. Așa, în zbor drept. Îmi place că la doc găsesc elicopterul și mă ajută foarte mult să evadez fără prea multe probleme. Dar problema principală aici ar fi să găsești armele. Arma mea favorită cu care joc de fiecare dată în Battle Royale ar fi un AK-117. Trag foarte bine cu el. Sau un M4. Sau chiar și un AK, merge. Ia să vedem. Nu prea joc eu cu asta. Uite aici un AK-47. Merge. Haide, ia-l. Așa. Fugim, trebuie să căutăm provizii, că așa se face aici. Ce-a făcut? E bine. AK-117, uite-l aici. Dacă mă aflu, ouleu, mă aflu și în zonă, ce bine de mine. Ia-mă ce fac aici. De ce fugim cu? Să lansăm acum rapid și aia. Normal că am să stau aici pe zonă, dar am să încerc să-mi caut mai multe. Îmi trebuie o adrenalină de aia frumoasă. Îmi fac viața de 150. Îl găsesc. Asta. Trebuie, uite, adrenalină. Pac. Oricum sunt sigur că zona asta se va face full cât de curând. Vor veni toți de peste tot. De asta mă grăbesc un pic să prind câte ceva. Pe urmă e atac. Terminal is almost ready. Vreau să mă urc sus, dar nu știu că sus nu se găsește niciodată mai nimic. Dar e bine să stai acolo, poți să tragi de la distanță. Uite-l. Ai văzut? Ce frumos. Găsești în doc absolut de toate, doar că trebuie să ai un pic de răbdare. Să stai și la pândă, ca un chestie de așa strategic. Și secretul la jocul ăsta, trebuie să vă spun de pe acum, este întotdeauna să stai la înălțime. În permanență. Aude cum trag băieții. Airdrop-ul e tocmai acolo, m-aș duce, nu m-aș duce, nu știu ce să zic. Știu că mulți vin după airdrop că găsesc vestă de level 3 și e mult mai bună, ia uite, ia uite. Haide! Așa. Nu știu de ce se blochează câteodată, mai ales în momentul în care înregistrez. Probabil folosește mai multe resurse decât credeam eu. Dar na. Ei? Aud eu că trage careva, dar nu știu pe unde. Așa că o să ne uităm un pic așa. Vine un elicopter. Nu, că se duce drona mea după elicopter, asta e nasol. Sau poate nu se duce. Ia te uită, s-a aruncat. Dar l-am văzut că e acolo. Mai bine să stau în gardă pe aici. Deși mă expun oarecum. Oarecum. Uite, nu mai vă pun nimeni, mă, ce se întâmplă aici? Aștept oare prea mult? Adică, serios. Airdrop has been delivered. Da, uite-l. Aha! Hai că urcă unul. Uite-l! Ah! Și-a luat asta și-a fugit, mă. Oarecum stau foarte bine aici. E unul cu elicopterul acolo, fuge, se duce după toate airdrop-urile. Face bine, nu zic că nu. Dar până la urmă e și riscant, că acolo se adună toți. Ia uite. Ai văzut? Opa, mai avem unul. Ce înseamnă să știi să joci, frate? Nu știu dacă a murit și ăla de acolo. Ceva trage. Bă, cred că trage după mine, bă. Holy shit! M-a văzut. M-a văzut. Mai am adrenalină? Nu mai am adrenalină. Atunci ne facem viața. O să văd. Ei, dar nu vine el fix aici. Fix după el mă uit. Unde coboară, acolo trag. A dispărut? Irai. Am cam pierdut. Unul pe sus. Ah. Bine că cu avionul nu prea. Dar te uită. Haide, haide. S-a oprit. Mai trage unul pe acolo. Și mai vine unul. Nu mai am nici viață. Cel mai bine e să-mi bag viața care o mai am aici. Să aștept. Uite. Unu. Ship terminal is almost ready. Cum că am prins și eu vesta. Știu că trebuie să plec de aici. M-am cam expus. Da. Păi, cred că a venit momentul. Haide, nu fă de-astea. Așa. Ei, așa da. Păi, oarecum intrăm în top, cred că în top 15, dar ar trebui să fiu liniștit, să nu încep cu alte. Dar astea că altfel pierdem topul. Asta e faza, că nu am nici cu ce să... Joacă băieții foarte bine. Te bloca, nu te bloca. Vreau să prind aici o dată de adrenalină. Cred că au furat tot. Nu mai e nimic, frate, nimic. Vesta. Dar atât. Ia uita-l. Haide! M-a luat! Ai, bă, frate, cum am putut? Dar m-a luat, asta este. Da, și o să ne oprim aici și cu acest video. Dacă vă place ideea asta de Battle Royale, o să mai facem. Eu am fost Bogdan și pe data viitoare vă urez o zi excelentă. Pa, pa!